Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Cafenea Olenache. Nu ne aflăm într-o cafenea, așa cum v-am obișnuit emisiune de emisiune în ultimele 3 luni, 4 luni, ci suntem în studio alături de Cătălin Negoiță, unul dintre bunii mei prieteni și, bineînțeles, un jurnalist cu ștate vechi, aș putea spune, conferențiar universitar, istoric și unul dintre iubitorii Dobrogei, pentru că momentul și motivul pentru care se află aici în studio este, de fapt, legat de Dobrogea, de ziua Dobrogei, pentru că a participat ieri la un eveniment foarte important. O să ne spună la ce eveniment a participat în calitatea sa de istoric, de istoric al Dobrogei, pentru că a scris Cătălin printre cele mai bune cărți despre Dobrogea și, de fapt, aș spune cele mai bune cărți despre Cadrilater, Dobrogea de Sud, despre care se vorbește foarte puțin. E un subiect tabu, aș spune, în istoriografie și în restul, să spunem așa, științelor sociale și umaniste. Cătălin are o experiență bogată și în ceea ce înseamnă, de fapt, emisiunile și moderarea lor, așa că astăzi avem ce să vorbim. Bună ziua, Cătălin! Bun revenit la Constanța! Bun găsit! Mulțumesc, Ianache, că m-ai invitat la emisiune. Știu că ai fost, plăcerea a fost a mea și promisesei de un an de zile când ajungi în Constanța, vii la emisiune. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat. Multe și felurite treburi au făcut ca această întârziere să fie foarte mare, dar uite că s-a întâmplat. A fost binevenită. Cătălin, ieri ai participat la un eveniment foarte important, Ziua Dobrogei, organizat de către un ziar al Constanței, Ziua de Constanța. Tu ești și președintele Asociației Române de Istoria Presei. În această calitate am fost invitat. Ai fost invitat. Cum ți s-a părut evenimentul de ieri? A, un eveniment foarte frumos care a îmbrăcat și momente, să-i spunem, de readucerea aminte a unor evenimente istorice de marcă. A fost o asociație de reconstituire istorică, a fost alteța sa regală Principele Carol, cineva a spus în sală Regele Carol, nu era rege la 1878, abia în 1881 s-a proclamat regatul. Au fost oficialitățile prezente din județele Constanța și Tulcea. Poftim? Titulatura era de domn. Domnitor. Și alteță regală a luat-o mai târziu, în 80 și în 81 deja a fost proclamat regatul. 23 noiembrie este data în care autoritățile române și trupele române au intrat în Constanța, practic s-a instituit administrația românească în Constanța, a fost numit primul prefect Remus Opreanu și momentul acesta semnifică într-un fel sau altul, cel puțin pentru constanțeni, acel moment în care de iure și de facto administrația românească a fost instituită aici. Pentru că, de fapt, la 14 noiembrie, domnitorul Carol dăduse o proclamație în ordin de zi către soldații, suboficeri și ofițeri. Aflați la Brăila. De la Brăila, exact, înainte de a trece de la Brăila către Tulcea și, de asemenea, și o proclamație către dobrogeni, în special către acei dobrogeni care erau de altă naționalitate. Sigur, deveneau cetățeni virtuali ai României, dar nu aveau, de fapt, erau tătari, erau turci, erau germani aici, erau ruși, erau greci, erau bulgari. Ca să fim sinceri până la capăt, sigur că, uite, fac o mică paranteză, săptămâna trecută am avut onoarea de a prezenta la Galați o ultima carte a reputatului istoric Lucian Boia, În jurul Marii Uniri de la 1918 și domnia sa, care este cunoscut în general și domnul Boia spunea, nu sunt demitizatorul de serviciu, recunosc că miturile au rolul lor și trebuie să rămână, dar nu trebuie să creăm istoria numai după mituri. Unul dintre mituri era că aici în Dobrogea era o populație românească consistentă. Nu era o populație românească consistentă. A fost România colonizată. Exact, a fost o colonizare reușită. Aș putea spune că a fost o colonizare reușită în Dobrogea de Nord, o colonizare nereușită în Dobrogea de Sud, dar noi n-am fost niște mari maestri ai colonizării, nici pozitiv vorbind, nici negativ. În ce sens? Ce nu am fost? Păi n-am fost niște mari maestri ai colonizării, pentru că, uite, dacă îți dau exemplu, toate teritoriile din Macedonia și, din, în general, din peninsula balcanică pierdute de Imperiul Otoman la sfârșitul primului război balcanic, au fost colonizate într-un cu totul și cu totul alt stil, cu forța, pur și simplu cu forța, au fost călcate în picioare drepturile minorităților sau, mă rog,
minorităților conlocuitoare, ca să spunem așa, că nici nu puteai vorbi despre minorități în Macedonia. Și erau un procent. Și nici în Grecia. Și nici în Grecia, evident. Și campionii, în general, noi știm că, de pildă, la adresa minorităților, cele mai mari excese le-au comis grecii. Sim. Până la un punct, dar după primul război balcanic și după cel de-al doilea război balcanic, sârbii au fost campioni la așa ceva. Și bulgarii, exact. Păi, în cazul acesta, Cătăline, am putea spune că românii au fost înțelepți și le-au păstrat drepturile minorităților pe care le-au găsit în Dobrogea. După aceea au încercat și i-au integrat pașnic, să zicem așa, fără să tragă un glonț de armă, fără să-i abuzeze, fără să le... Există o teorie lansată prin anii 70 de către un istoric englez, Gordon Ash, care se numește determinism retroactiv. Așa. Și determinismul retroactiv presupune faptul că, utilizând cunoașterea noastră de astăzi și cunoașterea trecutului pe care o deținem, să ne întoarcem în trecut și să ne întrebăm ce ar fi fost dacă, cum ar fi fost, ceea ce nu este tocmai corect, pentru că, până la urmă, fiecare societate a operat cu propriul sistem de valori. Eu le dădeam studenților mei, de exemplu, le spuneam, uite cum decurgea viața într-o zi de duminică într-un burg flamand, să spunem. Vă puteați închipui, de pildă, că vă lăsați un copil de 5-6 ani să se joace cu ciubotele unui spânzurat și să-l bălângăne, pentru că aia era distracția. După ce te duceai la biserică, te duceai în Piața Mare, unde aveau loc execuțiile. Da? Sau era descăpățânat un nobil și copiii îl luau și la căpățâna, sângerândă, și se jucau cu ea. Ei, închipuieți că astăzi, dacă am stat să ne gândim că se duc copiii noștri într-un parc să se joace cu așa ceva, este oribil. Absurd, da. Este oribil, da? Dar judecăm cu propriul nostru sistem de valori, care evident că a evoluat, sau poate că a evoluat, nici nu știu. Diferit decât este diferit față de ceea ce e acolo. Asta spuneam. Poate că ar fi trebuit să fim ceva mai fermi, pentru că, până la urmă, teritoriile ocupate sau cucerite sau anexate sau unite, să folosim orice termen, au fost colonizate și slavizate sau grecizate, bulgarizate, sârbizate cu forța. Și cu abuzul. Noi n-am fost tocmai campioni la capitolul ăsta, ceea ce nu e rău din punctul de vedere al principiilor. Sigur, și ale unor drepturi ale omului. Și ale unor drepturi ale omului, dar din alt punct de vedere am pierdut pe mâna noastră. E o discuție legată de aceasta, ai spus, reunire, anexare, integrare. E vorba de teme, din punctul meu de vedere, despre care se dorește să nu se discute, și aici eu aș spune că poate că majoritatea istoricilor, dacă ar fi vorbit deschis despre temele astea, nu ar fi fost niciun fel de sensibilitate. S-a creat, cred că artificial, un fel de curent. Nu e bine să vorbești despre colonizări, nu e bine să vorbești despre cadilater, nu e bine să vorbești despre nu știu câte alte. Tu, pe lângă faptul că ai scris despre cadilater cele mai bune cărți, aș putea spune, și nu afirm pentru puțin. Eu, cel puțin, așa le văd. Nu afirm că ești aici, dar am citit și alte cărți despre cadilater sau studii care au o valoare a lor, dar nu descriu tot procesul practic al stăpânirii cadilaterului de la momentul în care a intrat în componența României în 1913 până în 40. A fost o muncă de 6 ani. Prin urmare, poate că m-am aplicat mai mult decât alții. Am citit și eu celelalte lucrări care sunt foarte bune. Sunt foarte bune. Asta am afirmat. Dar le-am citit după ce mi-a apărut lucrarea. Asta am afirmat și eu, însă cred că este o analiză completă și foarte complexă, ca să fac un joc de cuvinte, a cadrilaterului. Mai mult decât atât, ești singurul dintre nearmâni, ci unul care nu vorbește română și care a analizat foarte obiectiv. Dar care învață încetul cu încetul. Care învață încetul cu încetul română și a analizat foarte obiectiv. Nici într-o tabără, nici în cealaltă tabără. Știi că e o problemă foarte sensibilă, problema cu nearmânismul, sigur. Așa, da, și fiecare caută să justifice pozițiile, să-i atace pe celălalt din celălalt grup. Unul spune așa, celălalt grup spune așa. Cum te-ai concentrat și cum ai ajuns să studiezi pe români? De la ce a plecat? Și cum ai ajuns să studiezi Dobrogea? De la ce a plecat? Sau cadrilaterul? De ce nu, de exemplu, uite, Galațiu sau, nu știu... Păi dintr-un motiv foarte simplu, pentru că niciodată nu mi-a plăcut să analizez subiecte care au fost deja, drumuri deja bătătorite, nu mi-a plăcut niciodată să parcurg. De altfel, prima carte pe care am scos-o se referă la un pact internațional de interzicere a războiului, semnat în 1928 la Paris, pactul Briand-Kellogg. În lume au apărut, la data apariției cărții mele, apăruseră doar alte 3 cărți. Articole, da, dar cărți nu. E un pact care își propunea să scoată în afara, exact, legii războiului, adică care, ca un mod ca de mijloc de rezolvare a diferendelor dintre state. 63 sau 64 de state care fusese înfrânte, exact, să participă, exact, care semnează de fapt nu toate, ci vreo 50 și câteva. Și după aia n-am mai avut nicio șansă, pentru că al doilea război
mondială. Da, chiar mai devreme, Japonia a atacat China în Manciuria, da. În incidentul de la Mukden din 33, da, și din acel moment a picat tot. Și pe urmă fiecare a început să încalce pactul, inclusiv Uniunea Sovietică, când a împărțit Polonia, a încălcat pactul Brian-Kellogg și protocolul de la Moscova, pe care ei l-au încheiat în 29, punând în aplicare cu anticipații pactul Brian-Kellogg. De ce a României? Pe de o parte am fost din totdeauna interesat de dialectologie și eram fascinat de dialectul sau limba, mă rog, că nu vreau să supăr pe nimeni, până la urmă. O să vorbim, o să vorbim și despre asta, că nu mi-e teamă să vorbesc despre subiectele astea, dimpotrivă mă incită. Dialectul, cele patru dialecte ale limbii române, și eram întotdeauna fascinat, puneam texte, le analizam să văd ce, cum, în ce fel. Pe urmă, când m-am înscris la doctorat, m-am gândit la fel la o temă, inițial am vrut să aleg războiul civil din Spania. Din 36. Profesorul meu mi-a spus, știți că o să vă fie mai greu, cunoașteți limba spaniolă? Am zis, nu, dar mă voi descurca asta cu certitudine. Și mi-a zis, vedeți că sunt foarte multe interpretări și din punctul ăsta de vedere, punctele de vedere sunt diferite, și am zis, dar n-am niciun fel de problemă, eu îmi expun propriul punct de vedere. După care m-am gândit, ia stai să mă ocup de cadrilater, pentru că, din nou, era un ținut, de altfel în prefața cărții chiar spun, era un ținut exotic, cu climă mediteraneană, cu munte și mare deopotrivă, un colț de Asie transplantat în Europa, cu cămile, cu foci, da, cu exact. Smochini, cu migdali, era ceva absolut special. Un colț de Balcani. Da, un colț de Balcani. Da, exact. Și pe de altă parte era vorba și despre a românii colonizați aici, atunci am zis, ok, mă apuc de acest subiect. Prin extensia de la dialectologie către... Da, exact, de exact. Istorie și a urmat 6 ani în care am bătut, la un moment dat, știu că cineva îmi făcea un calcul și spunea că puteam să-mi iau o mașină luxoasă, pe câți bani am dat pe hotel, pe xeroxuri, pe deplasări, pe Constanța, Călăraș, Slobozia, Râmnicu Vâlcea, București, evident, toate arhivele, și Galați am găsit câte ceva, și a ieșit cartea Țara uitată, cadrilaterul în timpul administrației românești 1913-1940, care a încercat, spuneam, să deschidă așa o ușă foarte mare, o poartă foarte mare, și să-i facă pe oameni să vadă ce înseamnă Dobrogea de Sud și ce a fost ea. Și am încercat să o scriu deopotrivă ca, hai să nu spun istoric, ca profesor de istorie, dar să o fac și tentantă pentru publicul larg și să o scriu și puțin jurnalistic. Astfel încât identitar să se poată duce înapoi omul și să vadă cam ce ar fi putut să fie, ce a fost de fapt în epocă, exact. Ce a reprezentat cadrilaterul pentru România, pentru Dobrogeni, și ce ar fi putut să rămână și să se confirme, să se configureze, dacă nu s-ar fi întors înapoi. Cu greșelile inerente epocii, cu toate stupizeniile făcute în procesul de colonizare, că uite, ne-am întors la colonizare, da. Cu toată politica absolut balansantă, să spunem, a guvernelor României, care n-au știut prea bine ce să facă aici. N-au fost consecvente și cu neputința de a și ignoranța în a pierde inclusiv castelul de la Balcic, care rămăsese al României. Ia spune povestea castelului, de ce rămăsese al României? Pentru că am citit și am rămas surprins, nu știam lucrul ăsta. Castelul? Și la tine am citit singura lucrare despre castelul de la Balcic, care rămăsese României. Culmea, că nimeni nu știe, nimeni nu spune. Și după aia, spre mândria mea, să spun, Lucian Boia, preluat în cartea sa Balcic, micul paradis al României mari. Da, știu că te citează acolo. Mă citează cu ambele mele cărți. Mulțumesc. Ce s-a întâmplat? În 40, când s-a semnat tratatul de la Craiova, care fusese negociat, de fapt, din august. Din august se știa că pierde în cadrilaterul, iar de la București s-a spus foarte clar, nu apăsați pedala cadrilaterului ca să obținem condiții mai bune pentru Ardeal. Deci, cadrilaterul, ca și Basarabia altă dată, ca și Basarabia în primul război mondial, a fost lăsată deoparte, că am zis, eliberăm Ardealul. În 40 am zis, lăsați cadrilaterul, că poate păstrăm Ardealul, să nu ne ia foarte mult. Ei bine, când s-a pierdut, inițial România a încercat mai multe variante. Una dintre ele, să păstrăm Silistra, cum fusese protocolul de la San Petersburg, da. Din 1913, și să păstrăm cu statut de extrateritorialitate
Orașul Balcic, orașul Balcic. Date fiind motivele de ordine și sentimental, Regina Maria și toate celelalte lucruri. Și bulgarii au fost de acord? Nu, bineînțeles că n-au fost de acord. Au zis nu, 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 restituție in integrum. Dar în momentul în care s-a semnat tratatul de la Craiova pe 7 septembrie... Și chiar la Craiova s-a semnat? Da, acolo s-a semnat. Se numește Negulescu, palatul. Și interesant este că la un moment dat cineva, un imbecil l-a acuzat pe generalul Antonescu că a semnat tratatul de la Craiova. Bine, generalul era în prima sa zi de muncă, da, în calitate de președinte. Nici n-avea ce să facă. Documentul, da, i-a fost adus la mapă să-l semneze. N-avea ce să facă. Ba chiar a și luat legătura cu delegația de la Craiova, exact, cu Crețianu. Exact. S-a informat, pentru că pe 5 abdică regele Carol al II-lea, pe 6 este, practic, se ia act de această, exact, abdicare. Este numit în funcția de prim-ministru generalul Antonescu, care s-a autorizat. Și a doua zi România este proclamată, da, stat național, da, legionar. 7 septembrie, 7 septembrie este de fapt și, exact, ziua în care se conform, puțin fac legătura asta. Foarte puțin, foarte, foarte puțin, puțin. Și nu pun în contextul în care de fapt s-au petrecut lucrurile. Istoria asta este de fapt nu înșiruire de date, ci o punere în context. Dacă, da, nu pui în context... Lanțul lui evenimențial, să spunem, exact, așa. Exact. Da. Momentul, una dintre prevederile tratatului spuneam felul următor: toate terenurile agricole, da, și construcțiile civile din sate, prin urmare casele oamenilor, se expropriază, da? Și s-a făcut și schimbul de populație, atenție, cerut de statul român și nu de statul bulgar. Deci românii, da, au zis, hai să scăpăm și de cel 66.000 de bulgari care mai sunt în Dobrogea de Nord, că s-ar putea să ne ia și Dobrogea de Nord în contextul ăla, da, existent. Însă clădirile urbane, atenție, nu numai Palatul de la Balcic, toate clădirile urbane ale proprietăți ale unor cetățeni români rămâneau ale cetățenilor români. De acolo, din Bulgaria. Din Bulgaria, din fostul cadrilater. Da, da. Adică Balcic și orașele astea, Silistra, Bazargic. Exact, aveai o clădire, da, era a ta în continuare. Da. Ele au fost expropriate. Chiar în forma tratatului încheiat în 7 septembrie. Exact. Adică Pomenov și cine a fost celălalt? Pomenov, Svetoslav și Papazov. Papazov, am înțeles că este de origine română, ca bulgar, din câte se spune de fapt. Acum știi că sunt un mare fan al românilor, dar câteodată se mai laudă și ei că toți sunt români. Da. Până la urmă, dacă tatăl e român și mama e bulgăroaică, e român. Da, poate e și bulgar, nu? Poate și bulgar, da. Prin urmare, Palatul de la Balcic... Au negociat pentru Bulgaria. Da, Palatul de la Balcic rămăsese al României, avea statut de extrateritorialitate și consulul României de la Varna a trimis o telegramă urgentă la Ministerul de Externe și a cerut imperios mutarea consulatului de la legații, că era legație, de la Varna la Balcic, chiar în palat. Și în momentul ăla era oficial, da, era reședință diplomatică și toate cele. Guvernanții români n-au dat curs acestei rugăminți imperioase. Au urmat anii de război în care au venit mine, au explodat, da, iar statul român n-a plătit impozitele necesare către statul bulgar. Deci, Palatul de la Balcic a fost expropriat pentru că pur și simplu autoritățile românești au, puneți ghilimele, uitat, închideți ghilimele, să plătească impozitele către statul bulgar. Am pierdut prostește Palatul de la Balcic. Asta este. În 46, la o ședință a Comitetului, al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român pe vremea aia, da, s-a pus problema. Ce facem cu Bulgaria, cu Balcicul, cu toate celelalte lucruri? Și Gheorghe Udej i-a pus pe fiecare dintre ei să vorbească. Ana Paucher, da, nu avem niciun fel de treabă. Lucrețiu Pătrășcanu, care văd că este ridicat în slăvi în ultima vreme, domnule, dacă ar fi fost el, cum ar fi fost aiurea, Lucrețiu Pătrășcanu era, bine, sigur că probabil n-ar fi fost un dej, dar era pe același calapod făcut și care a spus, domnule, nu, noi trebuie să terminăm, nu-i teritoriul nostru, să-l lăsăm, să încheiem. Uite, bandiții ăia, refugiații din Cadrilater au depus o moțiune la un protest la conferința de pace de la Paris, să nu-i luăm în seamă, sunt niște reacționari, sunt niște... Deci i-a ascultat pe toți. Culmea este, Botnăraș a spus... Care e acuzat a fi fiind dezertor. Da, exact. Zice, da? A zis, domnule, zice, stai puțin, tăl, că noi am putea să discutăm cu ăștia să facem niște rectificări de frontieră. Hai să vedem totuși că nu e...
la care deja a zis, nu, domnule, hai să încheiem problema, gata, e, să stabilim, e democrație populară și la ei, închidem subiectul, asta este. Suntem frați în blocul comunist? Da, și-au lăsat o baltă. Am pierdut pe mâna noastră Palatul de la Balcic. În momentul în care se duc românii pe acolo, că deja Balcicul este recucerit de român, dar da, din punct de vedere turistic, și, ar putea da, măcar vreo secundă să le treacă prin cap că putea să fie în acest moment tot al României. Știi ce îmi spune un profesor din București care a venit cu mine la Balcic și pe care l-am dus acolo? Bine că l-au luat bulgarii, că dacă l-aveau românii, că se degrada și nu mai avem ce să vedem acum, să vizităm. Dar să fie asta ca o chestie de glumă, știi? A acelui profesor, în fine. Eu n-am fost de acord. Arăta foarte rău atunci, eu în 45. Eu n-am fost de acord cu ce a spus profesorul, pentru că sunt convins că și românii ar fi făcut, l-ar fi întreținut, ar fi făcut tot posibilul să-l întrețină. Să nu exagerăm. Până la urmă, nefiind deloc un adversar a ceea ce înseamnă Bulgaria, dimpotrivă, m-am chinuit să învăț limba bulgară ca să pot să traduc... Să citesc documentele lor, pentru că am încercat să am în cartea mea puncte de vedere... Diferite. La mine nu există opinii, ei. Da. Am încercat să fiu un istoric obiectiv. Obiectiv, da? Sigur că nu o să... Pe baza documentelor pe care... Pe baza documentelor, evident. A României. Bun. Am mers mai departe și ai spus că ai ajuns pentru o populație care începuse să migreze pe fluxurile migraționale sau plecând de la interesul pentru dialectologie, am ajuns la români. Da, i-a identificat ca fiind colonizații din peninsula balcanică. Evident, cunoșteam, aveam date despre. Deci a fost aduși în cadrelator și nu, spre exemplu, în Câmpia Română sau în Moldova sau în Transilvania sau în Dobrogea de Nord. Păi interesant este că la un moment dat s-a pus problema ca refugiații din cadrelator a români să fie duși în Basarabia și unii au fost duși, dar foarte puțini, foarte puține familii, și în Transnistria, ca să românizeze zona aceea. De ce au fost duși acolo? Păi dintr-un motiv foarte simplu, pentru că în momentul în care Bulgaria s-a creat Bulgaria Mare, dar de fapt imediat după pacea de la San Stefano, că puțină lume știe că inițial Dobrogea, într-un prim text al tratatului, al armistițiului de la San Stefano, 1878, așa, Bulgaria a luat Dobrogea. Da, toată. Gurile Dunării, acolo rușii cam voiau delta. După care s-a pus problema, bine, luăm noi gurile Dunării, dar ce facem, că sudul Basarabiei era cele trei județe, Cahul, Bolgrad și Ismail, erau un cadru... Rusească, da. Nu, atunci erau românești. Românești, și au zis... După 1856, exact, de fapt, după conferința de la... la 1878, după care revin înapoi la Rusia. Eu am... Conferința de pace de la Paris din 1856, poate că în urma războiului Crimei. Hai să fim foarte sinceri, după războiul Crimei, ne-au fost date înapoi cele trei județe din sudul Basarabiei și a fost acceptată și permisă unirea principatelor, pentru că marile puteri au vrut să instituie un cordon sanitar împotriva rușilor care voiau să ajungă la Constantinopol. Deci interesele erau prea mari în cazul strâmtorilor ca să le permită rușilor să ajungă până acolo. De asta au și fost cumva ajutați românii să facă statul... Păi au fost foarte ajutați, nu ajutați. De ce nu se spune foarte sincer că pe la 24 ianuarie, după ce Cuza a fost votat și în Valahia, lumea s-a dus întâi în fața consulatului Franței și au strigat viv la France, viv să trăiască Franța, trăiască împăratul, Napoleon al III-lea. Toată lumea știa. L-ajutase, de fapt. Bineînțeles, toată lumea știa povestea. Și știu că se punea, cumva se pregătea, s-au pus bazele unui text al Constituției încă din vremea lui Cuza, 1864 sau 65. Constituția despre care Napoleon al III-lea a spus că o girează, au creat și un artificiu, însă cineva ia actele și se duce cumva și le prezintă adversarilor politici. Am citit undeva într-un ziar, nu, sau într-o revistă de istorie, o poveste de genul ăsta, și atunci văzând că răsuflă secretele, de fapt, Napoleon al III-lea n-a mai vrut să o susțină și a lăsat... Bine, Cuza, fac o paranteză foarte scurtă, a fost fără îndoială un tip vizionar. Dar la fel, fără niciun fel de îndoială, el a fost o variantă de serviciu, ca să spun așa. A europenilor.
Întâi a românilor, a moldovenilor, da? Pentru că mișcarea autonomistă sau de secesiune moldovenească, până la un punct au dreptate și ăia, dar până la un punct subliniez, pentru că au fost boieri, mari boieri moldoveni care s-au opus unirii pentru un motiv extrem de pragmatic, poate la fel de pragmatic al ălora, repet, pragmatic, că nu vorbim de național, național, evident că erau români și unii și alții. Da, da, sigur. Pragmatismul rezida în faptul că toți conștientizau că din momentul unirii Iașiul va deveni din capitală un oraș de graniță, ceea ce s-a, da, și întâmplat. Ceea s-a și întâmplat. Da? Au fost până în 62 două parlamente, două guverne, da, după 62, și, după unirea și doi domni în persoana, da, unei singure persoane, dar după aia s-a unificat totul. Trebuia să îi se dea și Iașiului ceva. Și deși, dat, culmea, i-au dat... Da, au înființat universitatea. Au dat universitatea, unu, și doi, pe tărâm religios, mitropolie. Mitropolitul Moldovei este primul întâi stătător și urmează patriarhului, da, în proporție de 99,99%. Da? Dacă se produce unirea cu Republica Moldova, închipuieți câți oameni din administrația centrală din Chișinău rămân fără treabă, adică oamenii am care înțeles conduc. Iar Chișinău e un oraș mai la graniță decât era Bucureștiul. Și atenție, în 59 Bucureștiul avea cu 1000 și ceva de oameni, sau aproape 2000 de oameni mai mult, de locuitori, mai mult decât Iași, mai mult decât București. Da, era mai mare, ca oraș mai reprezentativ, să zicem așa. Ne întoarcem la Dobrogea. Dobrogea și la români. Da, Dobrogea ne este dată în 78 de Congresul de la Berlin, chiar subliniază Brăteanu lucrul ăsta, n-am acceptat să ne-l dea rușii, am acceptat să ne-l dea puterile europene, iată, din nou puterile europene, da, din nou Europa, de atunci se vorbea despre asta, nu e o poveste proaspătă. Și în acel moment, interesant este că românii s-au zbătut, au zis, domnule, nu dăm sudul Basarabiei. Și țarul a însărcinat pe cancelarul Gorciacov, iar e și o poveste pe care puțini oameni o știu, să le spună românilor, dacă ne dați și facem asta, vă dăm Dobrogea până la linia Rusciuc-Varna. Nu știu dacă și Varna sau deasupra Varnei, da. Varnei. Îți dai seama că era așa? Și 200.000 de leaur, de franci aur despăgubire. Numai că n-au... O sumă considerabilă. Foarte mare, foarte mare. Brăteanu căpos n-a vrut. Și intransigent? Și intransigent. Cogălnicianu foarte pragmatic. Da, a zis, hai să acceptăm. Și bun negociator. Pentru că se întâlnește cu Gorciacov, Cogălnicianu, exact, care se cunoștea. Exact. Se cunoștea din diplomația europeană. Sigur. Și... într-o anumită măsură ajung la un consens, numai că oficial de la București nu au acceptat. Cogălnicianu trimisese încă din august 77 pe colonelul Candiano, care era prefect într-unul din județele sudului Basarabiei, zice, du-te în Dobrogea și vezi ce e acolo. Da? Și ăla a venit și a spus, domnule, e ok, aer bun, terenuri foarte multe, se poate face agricultură, facem un port. Deci românii nu știau ce e în Dobrogea. Nu știau. Acum Carol... spun că de fapt este o năzuință de nu știu Carole, de ai... hai, să fie serios. Hai să fim serioși. E foarte simplu. De ce se spune asta? Păi din același motiv pentru care spune de pildă Lucian Boia că există mituri naționale. Am înțeles. Este mitul național, ce să spunem, da, că până la urmă cât a stăpânit Mircea cel Bătrân Dobrogea? 20, păi, mai puțin, ani, mai puțin, ani, da? Da, după moartea lui Ioanco sau Ivanco și până când 1418, în 17 au luat, dar turcii au cucerit Dobrogea în trei etape. Deci zona de nord a deltei au luat-o mai târziu, cu Chilia și Cetatea Albă, da, abia la 1484. Dar în 1418-19-20, de fapt, cu Dan al Doilea. Exact. La Dan al Doilea, exact. Când Dan al Doilea moare în bătălie și, de fapt, ei ocupă partea de sud a Dobrogei. Deci, ocupă partea de sud a Bulgariei de astăzi. Strict vorbind, singura stăpânire românească până la 1878 este cea lui Mircea cel Bătrân. Foarte mică, puțin, foarte, timp, foarte scurtă, că el n-a stăpânit-o de la început. Da? Și din alt punct de vedere, deocamdată nu știm. Hai să fim foarte corect, să spunem că nu știm nici Balica, nici Dobrotiță. Cine a fost? Ce au fost? Bulgarii zic că sunt bulgari, noi spunem că sunt români. Deocamdată nu știe nimeni. Și în acel moment nici nu se opera cu termenii ăștia. Da? Nici nu se opera cu termenii, nici nu conta cât era, apropo de Neagu Giuvara și de cumanii săi, ce conta cine era șeful. Conta cine forma populația pe temeiurile de atunci. Da, întorcându-ne la Dobrogea noastră și la români, Dobrogea este împărțită până la urmă, rămân cu buza umflată și nemulțumiți și românii, dar mai ales bulgarii, care vorbesc de
Zalataia împărțită de europeni. Împărțită de europeni, împărțită de europeni, da. Noi primim aproximativ două treimi, ei o treime. Erau în ambele țări monarhii de origine germană. Exact. Convinse prin asta ca să Saxa-Coburg da. Și cu Hohenzollern, da? Sigmaringen. Sigmaringen, da, și cumva să acest cordon sanitar, să spunem, de care spuneai tu, să fie loializat o puterilor europene prin cele două monarhii. Exact. Cărora li s-a împărțit de fapt Dobrogea. Dar poți să vorbești în termenii ăștia în fața unor istorici la conferințe? Cum da, fac? Eu am vorbit în termenii ăștia. Da, și ce spun istoricii atunci când... N-au comentat. Eu am vorbit pentru că eu niciodată nu vorbesc fără documente. Eu am documentele și le arăt. Sigur, pentru naționaliștii de serviciu, băieții aia de pe Facebook care își închipuie că le cunosc pe toate, aia e altceva. Da, da. Da, eu am publicul meu și am și fac ca la precum la restaurantele de lux, îmi selectez prietenii. Da, da, da. Și atunci n-am ce discuta cu ăia care sunt sigur, sunt oameni de foarte bună calitate care nu știu, sau oameni care nu sunt foarte citiți, dar care au trăit cu filmele epocii, da? Da, național. Iar eu încerc să le explic că ceea ce e valabil pentru noi e valabil și pentru alții, că nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât aia, da. Ceilalți. Bun, pentru că se scurge timpul și aș vrea să vorbim și despre români. Oho. Te rog. Da. A românii sunt aduși începând cu anul 1926 în România. Primul vapor ajunge la Constanța chiar de Sfântul Dumitru. Se numea Iași se numea vaporul, parcă? Da, și ajunge la Constanța. Vaporul Iași. Așa, pe urmă și la Silistra debarcă alții a românii. Situația lor era extrem de complicată pentru că după cel de-al doilea război balcanic, statele naționale se formaseră, se creaseră granițe. Adică state naționale, Grecia, Bulgaria, Serbia, Albania. Exact. Da? Și a românii, de fapt, deși îi ajută pe toți șefii acestor toți, state, sigur. Nu găsesc un loc în niciun dintre statele exact. Astea. Sunt marginalizați să lăsați de izbeli. Dintr-o dată realizează că transhumanța se face numai cu pașaportul, că muntele era într-o țară, valea în altă țară. Pe urmă se mai întâmplă ceva, socotesc, ok, hai să ne așezăm să facem ceva, cumpărăm moșiile beilor turci. Da. Și se apucă de altceva, deși ei n-au prea făcut agricultură. Și în acel moment intervine drama din Asia Mică, armata grecească se duce să cucerească fostul Imperiu Bizantin. Da. O ia peste bot rău de tot. Și pentru că au îndrăznit lucrul ăsta, Kemal Atatürk îi gonește 1,5 milioane de greci de pe țărmul Asiei Mici. Da. Ăștia vin în zdrențe și desculți, nu l-a figurat la propriu. Da? Statul grec în fața unui aflux, 1,5 milioane de refugiați, e o cifră colosală. Enormă, da. Da? Și pe unde îi așează? Îi așează pe terenurile cumpărate de la români de la beii turci. Oamenii ăștia rămân în aer și atunci o parte dintre ei, cei naționaliști și nu cei greco-romani, așa cum au fost numiți în epocă, hotărăsc să, într-un congres la Veria, hotărăsc să se adreseze statului român. O delegație de celnici se duce la Ministerul Domeniilor. Deci a românii cer colonizarea în România. Să cer să vină în România. Cer să vină în România. Da. O delegație de celnici. De fapt, România era un stat mare atunci, era cel mai mare din zonă și se trăia mai bine decât se trăia în Balcani. După primul război balcanic, cu certitudine, și mai ales după România Mare, era un stat, era arbitru balcanilor. Da, sigur, sigur. Și totuși perspectivele pe care ei, și pragmatici fiind a românii, perspectivele dezvoltării au fost în România. Că nu avea de unde să știe a România atunci că va veni un al doilea război mondial, va veni episodul comunist și exact. Vor suferi cu toți. Ei, celnicii se duc la Ministerul Domeniilor și îi spun ministrului Alexandru Constantinescu. Exact, în mâna asta stă bana noastră. Bana, adică viața. Viața noastră. În linia în țară, în aruncă în mare. Da? Da, am zis în armânește, da? Și atunci emoționat ministrul spune, veniți că țara asta e și a voastră. Da. Și urmează colonizarea românilor. Ei sunt aduși cu un scop foarte precis să facă un cordon sanitar. Da. Pentru că erau cei care puteau să apere granița. Veneau comitagii bulgari. Hai să recunoaștem, acolo au fost în primul rând turci și tătari și pe urmă bulgari foarte mulți, dar bulgarii nu erau un număr mare, au fost colonizați. Deci bulgarii au avut o operă de colonizare absolut fantastică. Rapidă, și sârbii la fel. Da, și sârbii la fel. Mult mai eficientă și mai dură. Mai dură. Noi am fost mai copii la capitolul ăsta. E, din păcate... De răsător, cum suntem în din păcate, aici a fost drama noastră, pentru că a fost un ținut niciodată bine strunit. Da. Și stăpânit, pe adevărat. O populație ostilă foarte clar.
Turcii în 36, după convenția cu, încheiată de guvernul kemalist cu Bucureștiu, au plecat un număr destul de mare din țară. I-au ajutat și bulgarii, care apelau la niște argumente absolut dezgustătoare, le aruncau bucăți de șuncă de porc în fântână sau le ungeau pragul și tocul ușii cu untură ca să-i facă să plece. Da, le făceau viața... Le-au făcut viața mare și le spuneau porcilor de turci, din cauza voastră au venit românii. Bulgarii aveau vis-a-vis de români, mă refer la cei din cadrilater, o atitudine disprețuitoare. Dar și acum au la fel și acum. Țin minte că la un moment dat erau foarte supărați a românii dintr-un sat și a fost o bătaie zdravănă într-un sat, Bulgaria, chiar în Frășari, că cei care veniseră din Turciroții făcuseră, exact, că a cântat un bulgar care se îmbătase, deșteaptă-te române din ăla cu fasole, și atunci a început bătaia, s-au scos și pistoalele și cuțitele, pentru că se apela la așa ceva, toate problemele se rezolvau astfel. Da, adică era o rezolvare mai reală. Și păi mai... după ce au trăit sute de ani în munții întrecători pe care trebuiau să le păzească, unde viața unui om nu conta foarte mult, unde toate vendetele deveneau ceva de viață și de moarte și participa toată comunitatea, oamenii știau. Cătălin, dar scrie generalul Ioan Vlădescu, cadrilaterul, ce a fost, ce a trebuit să fie. Așa este, acolo este foarte... de amănunte totul și știu că e dat afară din armată Vlădescu pentru chestiile astea. Da, pentru că el este împotriva colonizării a românilor, spune că sunt elemente alogene, că sunt foarte periculoși. Spune că foarte periculoși, că sunt foarte duri. Cum împarte cutia cu bombane, o domnișoară. Exact, că ar putea să facă o armată paralelă cu armata statului român și că ar putea să constituie chiar o entitate statală paralelă. Sigur, erau aberații cu entitatea statală. Dar românii, de fapt, nu fac probleme statului. A românii în orice stat au locuit și de când au locuit, au ajutat statele și populația majoritară. Îmi dai voie să spun că a fost o politică greșită. De ce? Pentru că ar fi fost mult mai bine ca românii să își consolideze, să își cristalizeze și mai bine conștiința națională, să gândească la un stătuleț, la un canton național, spune-i cum vrei tu. Cadrilaterul ăsta, nu? Cadrilaterul sau orice altă, fie mică bucățică din Macedonia. Da. Mică. De ce n-au făcut-o? Am încercat să dau foarte multe răspunsuri și niciodată n-am înțeles. Din... De ce n-au făcut-o vis-a-vis de greci, cam toți cei care au intrat în contact la zona aia elină s-au grecizat, pentru că Grecia era Grecia, erau, dar mai departe ceilalți, chiar n-am înțeles și știi foarte bine, tu știi foarte bine acele efemere, acea efemeră Republica Pindului din 1918 și apoi Principatul mai târziu al lui Diamant, care au fost absolut efemere și la care mă voi referi într-o următoare carte. Sigur că da, foarte bine, vei continua de fapt această epopee. Știu că vreau să spui câteva cuvinte și despre profesia ta de jurnalist, pe lângă cea de cadru universitar, de conferențiar universitar la Facultatea de Litere și... Da, la jurnalism și științele comunicării. Așa. Predai acolo? Predau acolo foarte multe materii, de la tehnici de redactare în televiziune până la genurile televiziunii, predau însă și politologie, predau genurile presei și istoria presei. Bun, ești jurnalist la rândul tău, pe bune jurnalist în sensul în care faci emisiuni, ai păi, lucrat pe teren. Ca să spun așa, sunt... coordonatorul unei televiziuni până la urmă. Da. Când eram mic, voiam să prezint, cel mai mare vis al meu era să ajung într-o zi să prezint știrile la televizor. De ce? Cel mai pentru că mă uitam la telejurnal, îl vedeam pe Petre Popescu, care culmea, ca o ciudățenie, când am dat drumul la televiziune, patronii de atunci ai televiziunii l-au adus director general pe Petre Popescu de la TVR, cel care citea pe vremea lui Ceaușescu știrile și la care am învățat cum se țin și coatele, până unde trebuie să fie antebrațul, cum trebuie să stai, cum trebuie să vorbești, toate lucrurile astea le-am învățat. Și asta a fost... N-am făcut facultate de jurnalist pentru că atunci când am făcut o facultate nu se făcea decât la Universitatea Comunistă Ștefan Gheorghiu și n-am vrut, eu am vrut să fac facultate, am făcut istorie și filosofie în București, dar am unit pasiunile astea, istoria și jurnalismul. Iată, pe Boia l-ai cunoscut la facultate? A fost profesorul meu de istoriografie. A, de acolo vă știți. Bineînțeles. Am înțeles. Și a urmat 27 de ani de presă. Uite, din 90 sunt în presă. La Galați, mulțumesc, la fel. Am fost inițial, întâi am lucrat la un ziar local, Viața Liberă, am fost la Departamentul Cultură, redactor, peste 2 ani am devenit șef de departament la politică, în 98 m-am dus la o televiziune Gălățeană, director de programe, în 99 la actuala televiziune, director de programe și în 2000, din 2000 director general până în 2010, când mergând la Direcția Județeană pentru Cultură și devenind funcționar public, n-am mai putut să mai fiu director. Trebuie să spunem, ești directorul Direcției de Cultură a Județului Galați. Da. Da, numit din 2010. Da.
Okay. Nu numit, ci prin examen, prin concurs. Prin examen, prin concurs și după aceea, mă rog, ordinul... Da, sigur, ordin de ministru. De ministru, da. Cum se împacă munca de profesor, cea de jurnalist? Că știu, mai faci încă emisiuni, chiar dacă ești demnitar, că până la urmă ești un demnitar, să zicem așa. Nu sunt demnitar, da? Sunt un om care încearcă și să facă câte ceva. Dar cum se împacă? Păi dimineața mă duc la Direcția pentru Cultură, după amiază mă duc la școală și seara televiziune și noaptea îmi scriu cărțile. Da, frumos. Și cum mai dormi? Vine o vârstă că nu mai dormi atât de mult. Felicitări. Ce faci la Direcția de Cultură o zi, spre exemplu? Și cum e o zi acolo? Păi depinde, dacă pregătim un eveniment, uite, de pildă, anul ăsta am avut două evenimente foarte importante, mă refer la evenimentele extraordinar de importante. Festivalul Antic, Antichitas Rediviva, a fost cea de-a treia ediție. Am avut cinci trupe de reconstituire istorică venite din toată țara și a fost foarte multă muncă. Sau facem la pas prin grădina publică în Galațiu de altă dată reconstituirea unor perioade istorice, 77. Absolut remarcabile. Am văzut și eu niște... Multă muncă, da? În ianuarie vom face Gala Culturii și premiem 10 gălățeni și brăileni, pentru că noi emităm în Galați și Brăila, care asta la televiziune premiem și gălățeni și brăileni, la Direcția pentru Cultură numai gălățeni. Și premiem 10 oameni din domeniul respectiv. La televiziune, de pildă, și cu ocazia asta și adresez o invitație pe 12 decembrie să fii prezent la Galați, pentru că la Teatru Dramatic Fanny Tardini va avea loc cea de cred că e a 14-a sau a 15-a ediție a Gale între oglinzi paralele, așa se numește talk show-ul meu. Dacă mă întreb de ce, o să-ți răspund. Da, când eram în liceu, eram fan Ștefan Gheorghe. Mulțumesc pentru invitație. Eram fan Ștefan Gheorghe Diu când eram în liceu, din ultima noapte de dragoste. Personajul principal. Filmul, cartea a fost regizată Ultima noapte de război, dar a mai fost regizată și subtitlul de Între oglinzi paralele. Și mi-a plăcut atât de mult titlul ăsta încât l-am preluat. Frumos. Așa s-a numit și talk show-ul de la radio, așa se numește și talk show-ul de televiziune, așa se numea și editorialul de la ziar. Felicitări pentru ce ai făcut până acum, Cătălin. Mulțumesc. Mă bucur că ne-am cunoscut, ne cunoaștem de ceva ani noi și mă bucur că am putut colabora. Noi ne întâlnim și la conferință, ne întâlnim și... Păi te așteptăm la anul și la conferință, cea de-a 10-a ediție a conferinței Presa și Cultura în Spațiul European. Mulțumesc frumos, îți mulțumesc pentru faptul că ai venit astăzi aici și îți mulțumesc că ai venit la Constanța și ai vrut frumos despre Constanța, despre Dobrogea. Și să ne iubesc Dobrogea. Și eu la fel. Și să ne reîntâlnim tot așa la cafenea și să bem o cafea, să și vorbim. Te las pe tine să bei și cafeaua mea, că eu nu beau cafea. Mulțumesc frumos. Tu o să bei suc sau bei un ceai. Mulțumesc, Cătălin. Prietenii, se încheie emisiunea. Știți foarte bine, mereu spun lucrul acesta, timpul nu se face prieten cu noi, nu are răbdare și trece, trebuie să încheiem și noi. A fost Cătălin Negoiță, conferențiar universitar doctor, profesor la Facultatea de Jurnalism, directorul de Direcție de Cultură a județului Galați și jurnalist foarte important, unul dintre iubitorii Dobrogei, scriitor. Am văzut că a scris cărți și știe foarte multe lucruri despre istoria românilor. Eu sunt Anachetuș, noi ne revedem la o nouă ediție data viitoare. La revedere!